Nici nu s-a învățat bine cu statutul PSRO, că a și făcut stânga împrejur și a semnat adeziunea la UNPR. Este vorba despre deputatul Scarlatti Riza, care s-a plictisit de formațiunea politică a lui Mircea Joană și s-a orientat către partidul lui Gabriel Oprea. Riza menționează că în UNPR va putea să-și țină promisiunile făcute de electoratul din colegiul pe care îl reprezintă în Parlamentul României. Deși în urmă cu câteva zile vorbea despre candidatul PSRO pentru primăria Târgu Jiu, Scarlatti Riza a schimbat barca și a trecut în UNPR. Am decis să ies din proiectul politic al lui Mircea Joană din motive de ordin politic, nu de altă natură. Cred că în UNPR eforturile pe care le voi face vor fi mai vizibile. Vreau să nu-i dezamăgesc pe oamenii din Gorj care cred în mine și în puterea mea de a face, a spus Riza. Prim-vicepreședintele UNPR Gorj, Marius Vlaicu, era bucuros de achiziția făcută de partidul său. Sigur, este într-adevăr o achiziție importantă. Spuneam în mai multe rânduri că UNPR-ul are porțile deschise pentru oamenii care împărtășesc principiile noastre, ce anume interesul național, siguranță națională, interesul național pentru cetățean, pentru propriile dorințe și aspirații și, sigur, aderarea unui deputat, practic, din Parlamentul României la UNPR și, în special, în Organizația Județeană Gorjii, este un punct care întărește organizația. Scarlatti Riza a ajuns în PSRO în urmă cu câteva luni după ce a demisionat din PSD.